Salutare, echipa Diaz a venit să încerce primul serviciu de car sharing din Moldova, amigocar.media. Vrem să vă aducem la cunoștință toată procedura, cum este să închiriez o mașină electrică în Chișinău. Sunt mai mulți pași care trebuie urmat, sunt mai multe cerințe și vrem să vorbim cu un consultant de la amigocar.media pentru mai multe detalii. Bună ziua! Bună ziua! Sunt din un portalul de știri, dias.media. Pare bine! Am venit să aflăm mai multe detalii despre acest serviciu de car sharing din Moldova. De unde a apărut această idee de car sharing și cum ați hotărât să o implementați aici în Moldova? Ideea de car sharing deja nu este o idee nouă, deja este implementată în mai multe țări a lumii. Cred că el este unul mai bun decât un rent-a-car, sau chiar mai bun decât să deții a doua mașină în familie, decât să o cumperi și să o deservești, mai bine îți iei una la car sharing și n-ai niciun alte cheltuieli decât numai plătești pentru timp. Nu o speli, nu te duci la service pentru a schimba ceva ulei. Noi folosim mașina poate bine în Chișinău în jur la o oră pe zi și 23 de ore mașina este nefolosită. Adică noi o rezervăm pe 24 de ore, plătim pentru asta bani, dar o folosim numai o oră pe zi. Servisul car sharing este o idee de a partaja autoturismele între persoane care vor să-l folosească serviciul ăsta la un preț foarte minim. Adică la noi serviciul se începe de la 1 leu minută. Adică toate detaliile sunt pe site. De exemplu, dacă eu dimineața vreau să merg la lucru, eu pot să închiriez dimineața mașina pentru o oră, două, după asta altcineva să o ia mai departe sau cum lucrează? Exact, da, exact. Noastră o plătiți și o folosiți numai pentru, adică plătiți numai pentru timpul folosit a mașinii. Noastră puteți să duceți la serviciu sau poate aveți alte chestii care trebuie să le faceți pe zi și noastră programați că mașina a să vătrească pe o oră sau pe trei ore. Cum eu găsesc mașinile mai aproape de mine? Sau mașinile sunt afișate pe harta serviciului, așa, exact unde se află. Noastră puteți să lua mașină în orice sector a orașului Chișinău și să o folosiți și să o lăsați în orice sector a orașului, în zone verde, verzi care sunt indicate, afișate pe site. Încărcarea automașinii, spalarea ei, deservirea tehnică, asta tot e pe seama companiei. Dumneavoastră aveți numai ce aveți, să o luați, să vă faceți întrebările, da? Să rezolvați și după asta să o parcați în zonele unde e posibil de parcat mașina. Deci dacă am posibilitate să o locuiesc într-o zonă, o aduc la parcare, dacă nu, o las din fața blocului, da? Da, dacă este zona liberă, adică zona verde, chiar în fața blocului nu, dacă blocul dumneavoastră se află la stradă sau lângă stradă, da, e ok. În Ogreț, până când noi nu avem serviciul ăsta, nu putem să-l oferim, până când ne parcăm pe regulamentar unde sunt străzi principale, la moment. Când se va mări parcul de mașini, atunci discutăm deja și poate în Ogreț sau în alte părți speciale a orașului, da, unde va fi nevoie. Cam câte automobile aveți acum? Acum startul s-a făcut cu 7 mașini. Planul în jur la 5 mașini pe lună să intre în serviciu. Cam așa în mediu, care este distanța maximă cu care fac o încărcătură cu aceste mașini? Distanța mediu 120-130 de kilometri la fiecare mașină. Da, noi avem o mică cenzură. Cenzura constă în două lucruri. Tu trebuie să ai 21 de ani și să ai cel puțin stagiul de 2 ani de zile, stagiul de șofer. Și atunci ești binevenit în serviciu. Consultantul nostru ne-a explicat practic toți pașii care trebuie să-i urmăm. Deschidem aplicația Amigo Car Sharing, găsim cea mai apropiată mașină pe hartă, o bronăm
După aceasta alegem în funcție de balanța contului nostru, avem diferite tarife, începând de la 1 leu minuta, cu cât mai mare este balanța contului, cu atât este mai ieftin și cu o balanță minimă avem 5 lei minuta și avem deja câteva opțiuni pentru care noi vrem să luăm. Hai să încercăm pentru o oră. Avem 10 minute ca să ajungem la mașină. Noi practic suntem pe loc și dăm start rent. Când am ajuns la mașină, practic dăm OK și avem practic 3 minute la dispoziție ca noi să facem o verificare vizuală a mașinii în caz că sunt unele defecțiuni tehnice sau cosmetice. Iată, de exemplu, cum aici este o zonă așa cu ceva s-a întâmplat cu bumperul, aici este o zgârietură. Noi facem o fotografie, așa, o avem în telefon sau o transmitem direct operatorului Amigo Car Sharing pentru a confirma și a ne lua orice răspundere că nu este din vina noastră. După ce am făcut verificare vizuală, noi avem acces la mașină, am dat OK, ea s-a descuiat și putem face o tură. Mașina este la dispoziția noastră și tariful și timpul a început. Hai să mergem. Așa, înainte de asta verificăm documentele, raportul tehnic, totul este la timp. Pașaportul tehnic a mașinii este prezent și practic totul este gata, putem merge la drum. E exact aceeași condiții cum ai conduce o mașină cu cutie automată, ba chiar mai simplu. Hai să vedem. Principalul să nu încălcăm regulile de circulație rutiere, pentru că toate ne vor afecta și toate sunt pe seama noastră. Agentul nu poartă răspundere de încălcările care le facem noi, ba mai mult, dacă noi comitem mai multe încălcări, acest serviciu poate fi anulat. Trebuie să fim cât mai responsabili la volan, pentru că a conduce o mașină este o responsabilitate foarte mare. Aș spune că aș compara-o cu o mașină cu un motor destul de puternic. Reacționează mult mai bine decât o mașină cu cutie automată. Iată, așa am ajuns la destinație. Am avut emoții la această tură, pentru că este de fapt prima dată când eu conduc o mașină electrică. Mi-aș dori să am o asemenea mașină, dar până voi avea posibilitatea să cumpăr o mașină electrică, eu cred că mă voi folosi de acest serviciu de car sharing. După ce am finisat călătoria noastră, ne asigurăm că nu are nicio defecțiune și facem câteva fotografii cum noi am parcat-o, ca în caz că cineva din parcare ne-o atinge, o lovește, o zgârâie sau ceva, noi în momentul dat ne eliberăm de orice răspundere și nu uităm de asemenea din aplicație să facem stop la călătoria noastră pentru a nu achita în plus. Finish. Și mașina se aude că automat s-a încuiat.